Se ia la trântă cu urșii grizzly, înnoată printre rechini, escaladează cu mâinile goale canioane și munți. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră! Doar nu credeți că este Cabral. Doar nu credeți. Credeți că e Cabral? Ce râde colegul nostru, dar nu știe unde a parcat mașina. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii. O să fie greu să meargă cu două roți. Ca de obicei, șase runde, răspunsurile favorite sunt puse pe ecran și dau puncte. Dacă nu dau puncte, atunci... Bizareria! Ce să care? Bizareria! Mă, dar de unde scoateți voi toate nenorocirile astea? Scuză-mă pe eu. Cu cine jucăm? Glodeanu! În aplauzele voastre, familia Glodeanu! Din Limpeziș, Buzău, vin ei și sunt conduși de Daniel. Salutare, Daniel! Salut! Daniel face masterul la Politehnică și s-a atras de tuningul auto. Prin urmare, nu este deloc deranjat de zgomotul de motoare noaptea, dar la sfărăitul altora și la muzica vecinilor trage linia. Nu consumă mâncare de post, dar abia așteaptă sărbătorile ca să se bucure de salată băf. Cu cine ai venit, Daniel? Am venit cu vărul meu, Adelin. Salut. Salutare, Ferișu. Bine v-am găsit. Cu vărul Alex. Salutare, Ferișu. Salut. Iubita Bianca. Iubita mea. Ah, ok. Bun. Bună, Bianca. Și iubita lui Adelin, Elena. Bună, Elena. Bună seara. Adelin este funcționar public calm, căruia nu-i place gălăgia făcută de alții și nici mâncarea din organe. Colecționează machete de mașini din Furios și Iute. Când pleacă în vacanțe, preferă să o ia pieptiș spre munte decât să se bălăcească în mare. Am înțeles. Alex. Este student la facultatea de drept, îi plac motocicletele, este descurcăreț, atent și iubitor. Se plânge că vecinii au prea multe animale, pe când el ar vrea să dețină doar un papagal gureș. Puțin paradoxal, pentru că ne-a mai zis că dacă ar fi un animal, ar fi un crocodil fioros. Bianca. Bună, Bianca. Este studentă la facultatea de geografie și colecționează pietre. Așa scrie aici. Pietre care cataroaie sau... Adică, mai mici, așa. Mai, am înțeles. La capitolul mâncare, ciorbele reprezintă pentru ea extremele. Cea de pui este mumă, iar cea de burtă este ciumă. Elena. Este anul întâi la facultate, la horticultură. Este preocupată de colecționat și de îngrijit cactuși. Are 100. Pe deasupra mai crește un papagal și 8 hamsteri. Nu mănâncă ficat și nu înghite deloc hainele sexy. Am înțeles. Bine ați venit la noi. Bine, m-am găsit. Toată lumea bine, da? Da. Pe stres, dar nu-i stresul mare. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. Mulțumim. De cealaltă parte, familia Manole. Familia Manole din Pitești, condusă de Valentin. Salutare, Valentin! Salutare! Valentin, te rog să ne prezinti nouă restul familiei. Sunt alături de vărul meu, Nicolae. Salutare, Nicolae! Verișoara, salut. Ema. Bună! Verișorul, Cătălin. Salutare, Cătălin! Și verișorul, Ionuț. Salutare, Ionuț! Toată lumea bine? Da, da! Toți bine din... Mă rog! Cătălin are cu palmele transpirate, înghite în sec. E mai bine acum? Zic că da, te rog. Mult mai bine. Mult mai bine. Gata. A și vorbit, a zis, a vorbit, a zis o propoziție întreagă. Baftă. Mulțumesc. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Jucăm runda întâi, capitani în față. Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Lupul. Oaia. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Valentin. Ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă? Vaca. Vaca, domne. Avem. Ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea însă animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă? Calul. Calul.
Eu aș lăsa calul în casă. E acolo. Bianca, ești un fermier, însă oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Porcul. Porcul. E, asta ar fi interesant de văzut. Iartă, dar bagă-l în casă. Elena, ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea însă animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Capra. Capra. Foarte bine. A fost greu? Nu. Nu. Bravo. Daniel, ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Găina. Găina. Ai, e simpatică. Avem găină. Adelin, ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Rață. Rața, domne. Avem rață pe panou? Primul X. Alex, ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Curcanul. Curcanul, domne. E acolo curcanul? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Bianca, ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Măgarul. Ar putea fi. Nu e măgar acolo? Avem măgarul. Ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Șoarecele. ...90 de puncte în joc. Vă ascult. Vulpe. Am înțeles. Gâscă. Am înțeles. Gâsca. Am înțeles. Pisica. Am înțeles. O singură variantă, 90 de puncte în joc. Valentin, ești un fermier. Oricât de mult ți-ar plăcea animalele pe care nu l-ai lăsat nici în ruptul capului în casă. Gâsca. Câștigă această rundă familia Glodeanu. Câinele? Câinele. 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 Runda A. Doua. Jucăm cu... Hai! Să vedem câte variante avem. Avem 8 variante de răspuns la această întrebare. Am întrebat 100 de români. Dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect Florin Piersic? Șofer. Profesor. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați, hai să jucăm, Nicolae. Dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect maestrul Florin Piersic? Preot. Interesantă variantă. Cătălin, dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect maestrul Florin Piersic? Cântăreț. Favorit? Ionuț. Dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect maestrul Florin Piersic? Doctor. Aveți dreptul să vă sătuiți. Valentin, dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect maestrul Florin Piersic? Poet. E acolo, bravo. Nicolae. Dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect maestrul Florin Piersic? Inginer. Ia să vedem noi
Ce spuneți voi? Psiholog. Am înțeles. Scriitor. Am înțeles. Regizor. Am înțeles. Scriitor. Am înțeles. 5 variante. Daniel, dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie, pentru ce meserie ar fi fost perfect maestrul Florin Piersic? Scriitor. Câștigă această rundă familia Manole. Chiar sunt curios ce variante avem acolo. Avocat. Cred că era genial ca avocat. Bună de foame toți, ce vorbești? Speaker motivațional, interesantă variantă. Agent de vânzări. Te îngropa. Deci, plecai de acolo, cumpărai tot blocul, nu mai aveai întinerii nici, nu mai aveai unghii, numai că banii erau gata de mult. Da. Există pe lumea asta o poveste cu maestru Florin Piersic, care a fost rugat de un coleg mai tânăr de la teatru, un mașinist, un om care nu era mai puțin vizibil. I-a zis, domnule, mă văd și eu cu o fată în oraș. Te rog eu frumos, uite că mă văd aici. Când treci pe acolo, salută-mă și pe mine, te rog. Deci, mine, salut, nerule. Sau cum l-o fi chemat pe domnul. E o poveste, nu știu dacă e reală, mi se pare genială. Și domnul Florin Piersic ajunge în locul respectiv, îl vede pe Nelu, trecând pe lângă, își face traseul cumva să treacă pe lângă masa lui Nelu, să nu urle peste alte 18 mese, și se oprește la masă 10 secunde, salut, Nelule, tățuc, mă! Frumos alea! Ia care Nelu se uită la el, la masă. Lasă-mă, bre, în pace, sunt eu cu fata asta aici. Încă o dată, nu știu dacă e pe bune, mi se pare foarte simpatic așa ca întâmplare, dar mă bucur foarte mult că răspunsurile pe care le-am în spate sunt toate măgulitoare. Sigur că maestrul Florin Piersic, până la urmă, a făcut și stand-up și asta face cam de fiecare dată atunci când apare în public. De cântat, a cântat, știu sigur, acum am și în cap cum ar fi videoclipul. Profesor de actorie, cu siguranță, este prezentator, nu se pune problema. Sigur că oamenii l-au văzut, de fapt, s-au gândit doar la actor, au dat actorul la o parte, că aia e partea principală, și în rest au văzut foarte mult din ce a făcut dânsul. După cum probabil că ați văzut, eu folosesc foarte rar termeni ca maestru și cu dumneavoastră nu vorbesc decât, nu știu, când simt eu. Eu cred că România asta a avut în zona asta noastră destui oameni mari. Însă maestru Florin Piersic este uriaș. Și faptul că tinerii, atunci când aude dânsul, îndreaptă spatele și recunosc valoarea, chiar dacă ei n-au apucat să vadă tot ce a făcut acest incredibil om, mi se pare un semn foarte, foarte bun că ne facem bine, că ai noștri știu până la urmă ce înseamnă valoare și ce înseamnă calitate. Și dacă îmi dați voie, maestre... Pauză, revenim! Runda A! Treia! Perfecțiune! Să vedem câte variante avem. 8 puncte. Am întrebat 100 de români. La ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică?
Ușa baiei. Băi. Așa. Bun. Ușa de la intrare. Am înțeles. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Asta jucăm. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc. La ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? Ușa de la mașină. Avem? Bun. Tu joci bine, nu înțeleg ce ai emoțiile astea, mă omor, jur, tu joci bine. Nu se linșește până la sfârșit, a? El înțapă inima, are probleme. Îl înțapă inima, te cred. Ionuț, la ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? De la garaj, ușa de la garaj. Nu e acolo, să știi. Pare rău. Valentin, la ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? De la bucătărie. Avem? Nicolae, la ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? De la mobila de bucătărie. Ok. Înțeleg. Foarte bine. Emma, la ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? Ușa de la dormitor. Ușa de la dormitor. Foarte bine. Cătălin, la ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? Ușa de la debara. Dar putea fi. Nu te mai uita cu așa frică la mine, așa mă uitam eu la controlul de ATB. Exact cum te uiți tu la mine acum. Foarte bine. Uite. Ionuț. Uite la Ionuț acum să vezi cum dă cu X. La ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? La frigider. La frigider, domne. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Valentin. La ce ușă trebuie să ungi balamalele pentru că scârție de la utilizarea zilnică? De la intrarea în curte. Pam, pam! Curat, frumos, câștigă această rundă familia Manole! Runda A! Să vedem câte variante. Opt sunt. Am întrebat 100 de români. Stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Bei o cafea. Bei o cafea. Bei o cafea. Mai stai 3 ore. Poftim! Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați, hai să jucăm. Stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Mă enervez. Așa. Eu am crezut-o, jur. Iată. Daniel, stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Ascult muzică. Ascult muzică. Iată. Adelin, stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Mă duc să mănânc ceva. Așa. În 3 ore ai timp să mănânci tot restaurantul. Aș. Alex, stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Stau pe telefon. Stau pe telefon. N-avem varianta asta. Bianca, stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Dorm. Aș. Bun. Elena,
Stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Îl amân. Ce faci? Amân zborul. Nu știu ce să zic. N-am mai pățit. Poftim. Daniel, stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Mă uit la un film. Mie îmi sună, adică eu aș face treaba asta. Mie îmi sună bine ce zici. Și mie. Pe laptop. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Adelin, nu mai e loc de întors. Stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Sun acasă să mă plâng. Bun. Multe puncte în joc, 178 de puncte. Mă duc să mă plimb. Am înțeles. Vorbesc la telefon. Am înțeles. Merg la cumpărături. Am înțeles. Merg la cumpărături. Am înțeles. O singură variantă. Varianta asta vă poate propulsa mult înainte. Sau dacă nu, dezastru. Stai deja de 3 ore în aeroport și tocmai ce ai aflat că ți s-a amânat zborul cu încă 3 ore. Ce faci? Cer informații. Câștigă această rundă familia Glodeanu. Ce mai avem acolo? Citesc, nu ne-am gândit la citit. N-a zis nimeni citit? Nu? Ăsta e sigur. Tantă, tu dansezi, nu? Nu, era vorba de 3 ore. Tu poți să dansezi 24 de secunde. Cel mult. Te și arestează. Într-o expunere indecentă. Și cine știe ce, Doamne, iar tu mai faci pe acolo. Ronda A. 5-a. Punctele sunt? Dume. Ionuș și Elena. Mulțumesc. Să vedem câte variante avem. 7. Am întrebat 100 de români. În ce domeniu se oferă tinerii să facă acte de voluntariat? Armată. Nu s-a putut asimila cu nimic. Medical. Ok. Favorit. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai da. Să jucăm. În ce domeniu se oferă tinerii să facă acte de voluntariat? Telefonic. Nicolae, în ce domeniu se oferă tinerii să facă acte de voluntariat? De reciclare, de... Bun, bun. Foarte bine. Emma, în ce domeniu se oferă tinerii să facă acte de voluntariat? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cătălin, în ce domeniu se oferă tinerii să facă acte de voluntariat? La pompieri. N-avem varianta asta. Ce spuneți voi? Turism. Am înțeles? Turism. Am înțeles? Turism. Am înțeles? Turism. Am înțeles. 5 variante, 92 de puncte. În ce domeniu se oferă tinerii să facă acte de voluntariat? Turism. Câștigă această rundă familia Glodeanu. Salvamont. Plantări păduri. Crucea roșie. Salvarea animalelor. Asistență socială. Ce spui tu, Mițu? Dezastre, la asta te refer, nu? Educație. Bun.
un și... Cri, cri. Ce a? Festivalurile mari din România se fac, și concertele mari se fac în parte cu ajutorul voluntarilor. Așa se întâmplă și afară, și de afară a fost preluată chestia asta. Este foarte mișto pentru că cei mai tineri și lucrează în festival, dar în același timp se și distrează la festival. Se pare o chestie foarte bună. Înțeleg și ei cum funcționează festivalul, ajută, sunt implicați, e o treabă foarte bună. Și în general, voluntariatul este o chestie foarte bună, care în România ia viteză, a luat deja viteză, dar ia viteză și mai mare. Și mi se pare foarte tare că așa ne dăm seama, de fapt, că statul în sine nu poate face singur. Noi ne place ideea că, domne, ne plătim taxe să facă statul. Dar nu se întâmplă. Nu se întâmplă nici afară, în țările extrem de dezvoltate, cu foarte mulți bani. De-aia, faptul că reușim să facem voluntariat și, de exemplu, ne-am strâns 350.000 de oameni să construim un spital pentru copii. Și sunt foarte multe exemple deja. Și îmi place foarte tare, mi se pare foarte tare că sunt foarte multe exemple din zona asta. E, făcând chestia asta, cumva prindem cu toții viteză mai mare în a face bine și în a rezolva problemele pe care, vorba aia, de care ne lovim în fiecare zi. Eu zic să dăm un rând de aplauze pentru toți cei care fac voluntariat. Pentru că merită. Da. Și tu faci și bravo ție. Să rămână, să rămână. Bine, eu fac să mai scap de acasă, doamnă, că cei acolo e nebunie. Runda A. Punctele sunt? Trite. Cu cine jucăm? Capitanii. Trăiți. Să vedem câte variante avem. 7. Am întrebat 100 de români. Ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Oboseală. Oboseală. Bun. E nemâncat. Jucăm, pasăm, Daniel? Pasăm. Pasați. Hai să jucăm. Ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Motive medicale. Aha. Bun. Ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Din cauza temperaturii de afară. Ok, ok. Hai, ia scrisoarea să ajutor. Nu mă duc pe frigul ăsta, mă, lasă. Nu că du-te, nu ies de aceea nici să mă tai, lasă-mă în pace. Cătălin, ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Din cauza ploii. Ploii. Plouă, unde să mă duc? Păi uite că trebuie să te duci, nu mă duc, bă, nicăieri, lasă-mă în pace, ce plouă. Ia uitați-vă. Ce, de-abia mi-am luat penele, să le fac praf acum. Bate vântul, e furtună, lasă-mă, ajung ciuciulete, lasă-mă în pace. Ionuț, ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Este accidentat. Este accidentat, da. Parcă-l și văd, sunt pe margine acolo făcând. Schimbare! Valentin, ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Nu a fost învățat să facă... călătorii sau... A crescut așa degeaba. A crescut așa degeaba. Tu ce ești? Porumbel voiajor. Și pe unde ai fost până acum? Pe Nicăria. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nicolae, ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Nu mai are pene. De ce te epila, mă? Ca să mai sexy așa. Mă, ce ai avut cu ceara aia? Uite, mă. Mai zbor cu ce? Vă ascult, Elena. Drum lung. Drum lung. Are pui. Are pui. Drum lung. Drum lung. Drum lung. Drum lung. 171 de puncte.
Ce motiv are porumbelul voiajor să refuze o călătorie? Drum lung. Unde să mă duc? Până la tu? Unde, mă? Satul mare. Eu? Satul mare. Dar pune, mă, știu, un curier la smă, împaci, ia, uitați-vă. Credeam că aici, dar până la pe centură, cum aproape, cum? Câștigă această rundă și acest joc, familia Glodeanu. Ce mai avem? S-a stricat navigația. Are pui. Vârsta. Bun. Și bun. Vârsta. Vârsta. E mahmur? Oh. Ce zici, Codrene? Nu vede. M-aș duce, dar nu m-aș... În sfârșit, și una sincer. Tu te-ai duci tu plicul ăsta. Ce? Plicul ăsta, ce plic? Ăsta. Ce să facă? Du-l până la satul mare. La ce? La satul mare. Cine, eu? Hai că parcă nu mă ajunge. Cam, știi cum mi se pare că ar face la asta cu Elene de la 6? Cum face plantă? Pune și tu microfonul ăsta. Ce microfon? Ăsta. Pe l-am mai pus și ieri. Pe până și azi. Eu? Da. Poate vrea domnul sau poate cineva. Ce, nu-i așa plantă? Rundă fulger pentru familia Glodeanu. Și ne luăm la revedere de la familia Manole. Toate bune, domnilor și doamnă. Sper să ne revedem. Eu mulțumesc. Da, cu cel mai mare. Să rămână. La revedere. Toate bune, Cătălin. La revedere. Toate bune, Ionuț. Hai că ai scăpat cu viață. Pauză scurtă, revenim cu rundă fulger. Hei, ce credeți? Cu cine? Noi doi. Haideți. Daniel și... Sunt două manșe, ca de obicei. Încep cu? Mine. Ne vedem acolo. ...20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Ok? Da, da. Cronometru pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mersi. Am întrebat 100 de români. Ce ai vopsit și ai ieșit mai închis decât ți-ai propus? Părul. În bucătărie, știu și cu ochii închiși unde este... Chiuveta. Din ce faci un acoperiș? Din țiglă. Câte grame cântărește un nou născut? 3000. Numiți o consoană în rotunjoară. O. Bun. 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 Vrei să vedem? Hai să vedem. Ce ai vopsit și ai ieșit mai închis decât ai propus? Tu ai spus? Părul. Mă rog. Câte... Foarte bine, dar mie tot nu-mi place răspunsul. În bucătărie știu și cu ochii închiși unde este... Chiuveta. Chiuveta. Ia să vedem, domnule, dacă am avut eu sau tu dreptate. Sunt mai multe șanse la frigider. Era aproape de rotunjor. Din ce faci un acoperiș? Mi-ai spus? Țiglă. Țiglă. Nu-i rău. Bun. Câte grame cântărește un nou născut? Tu ai spus? 3000. 3000. Nu zici rău. Nu zici rău. Iată.
Ușor micuț, dar e bine, e bine, e bine. Numiți o consoană rotunjoară, tu ai spus? O. Exact atâtea puncte aduci. Păi da, cred că o să fie în oglindă, da, da. Iată. Domnule, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Și vine acum Daniel. ...25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, pas, trecem mai departe. Ne întoarcem. Dacă n-ai un răspuns, aude sunetul ăsta. Înseamnă că de la Adelin am primit deja acel răspuns și ar fi bine să ne dai repede un altul. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Ce-ai vopsit și ai ieșit mai închis decât ți-ai propus? Ușa. În bucătărie știu și cu ochii închiși unde este... Cuțitul. Din ce faci un acoperiș? Tablă. Câte grame cântărește un nou născut? 3.000. Altceva? 3.500. Numiți o consoană rotunjoară. C. Bun. Vrei să vedem? Hai să vedem. Daniel, avem 117 puncte. Ne punem aici frumos, mai în față puțin. Perfecțiune. Ce ai vopsit și ai ieșit mai închis decât ți-ai propus? Mi-ai zis? Ușa. Ușa. Favorit? Părul, apoi gardul, ouăle, pereții, ușa, unghiile, biroul, scaunul. În 122 de puncte. Optimiști sau pesimiști? Optimiști. În bucătărie știu și cu ochii închiși unde este... Cuțitul. Asta e afirmație de ucigaș în serie. Favorit? Sarea. Nu știu ce să zic la treaba asta. Nu știu ce să zic cu ochii închiși unde e sarea. Apoi avem aragazul. Urmează frigiderul, uleiul și cafeaua. Cuțitul, zahărul, chiuveta. Bizar adunarea asta de aici. Din ce faci un acoperiș, mi-ai spus? Tablă. Tablă. Tot te dau în spate, tot te dau în față. Favorit? Țiglă. Apoi avem tablă. Blând de lemn, paie sau papură, chirpici și îndrilă. Câte grame cântărește un nou născut? Tu mi-ai zis prima oară 3.000. Favorit. Apoi mi-ai spus? 3.500. 3.500. 3.000 e favorit, apoi avem? 2.000. Da. Mic, mic. Apoi 3.500. 2.500. 800 de grame. Voi, voi. 4.000, 3.300, 2.700. Apropo de voluntariat, sunt mai multe asociații în România pe care ați putea să le sprijiniți, care fix pentru asta luptă, pentru a oferi prematurilor mai multe șanse de viață. Pentru că la noi șansele sunt cele mai mici sau la un moment dat, nu știu dacă mai sunt acum, sper să nu mai fie, dar erau cele mai mici din Europa, șansele de supraviețuire pentru prematuri. Și dacă vreți să o sprijiniți, căutați-i. Găsiți pe Facebook, găsiți direct pe Google și sprijiniți-i pentru că chiar au nevoie de ajutor și chiar rezultatele lor sunt extrem de vizibile și foarte importante. Numiți o consoană rotunjoară și tu mi-ai spus... Ce? Ce? 164 de puncte și un singur răspuns. Mai sunteți optimiști? Da. Da. Avem așa. Rotunjoară. B, D, G, R, P, S, Q. Asta este ordinea. Și
favorit ce? Și reușim! Foarte bine! Haideți cu toții familia Glodeanu! S-o zic și cum trebuie. Cristi, Bogdan, Dragomir, Gigi, Radu, Paul, Sisoko, odihnească-se, și Q. Hai, Valentin! Pentru astăzi ne oprim, mergem mai departe. Cu prieteni, cu familie, cu oamenii pe care îi prețuim, te mai venit acum Sisoko în cap, să ne bucurăm unii de ceilalți cât mai mult se poate. Să fiți bine! Să fiți sănătoși!